O explozie puternică s-a produs în această după-amiază pe aeroportul din Kabul. Mai multe persoane au fost rănite în urma deflagrației. Atacul a avut loc lângă un hotel în care sunt cazați cetățeni străini. De altfel, mai multe țări, precum Statele Unite, Marea Britanie și Australia, au emis o alertă teroristă pentru aeroport. Vestea bună este că în urma negocierilor, liderii talibani au acceptat ca cetățenii cu documente legale să poată pleca din Afganistan și după 31 august. Mai multe state și-au notificat cetățenii aflați în Kabul să nu se apropie de aeroport, iar cei care sunt deja acolo să părăsească urgent zona. We believe that there is a very imminent, highly lethal attack possible within Kabul, and as a consequence, we've had to change the travel advice to advise people not to come to the airport, indeed to move away from the airport, find a place of safety and await further instructions. Și premierul Australiei a trimis un mesaj celor aflați în zona aeroportului. We have changed our travel advice early this morning. Our clear travel advice is now do not travel to Hamid Karzai International Airport. And if you're in the area of the airport, move to a safe location and await further advice. Ambasada SUA și-a anunțat și a cetățenii să nu meargă la aeroport din cauza temerii unui posibil atac. În ciuda alertei, avioanele au continuat să aterizeze și să evacueze refugiații. Miile de oameni care se află pe aeroport de zile întregi sunt în culmea disperării. Au rămas fără mâncare, iar singura speranță este că vor prinde un loc într-un avion, spre o destinație sigură. Situația nu e ușoară nici pentru afganii care au reușit să-și părăsească țara. Se tem pentru cei rămași acolo și pentru viitorul lor. We left everything in Afghanistan. We had dreams. We left our families. We left our friends. We left all of our relatives. And without saying any goodbye to them. În urma mai multor discuții și negocieri, un diplomat german a anunțat pe pagina sa de Twitter că s-a ajuns la o înțelegere cu talibanii, care vor permite afganilor să călătorească și după 31 august cu zboruri comerciale.